Bună, draga mea! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vorbim despre un nou produs din cutiuța Pick & Bezel. Este vorba despre acest Extreme Whitening Gel with Activated Charcoal. Aceasta este cutia, acesta este produsul. Îl am din cutia Pick & Bezel. Este prima cutie din abonamentul meu Premium Pix și eram super curioasă despre acest produs. Cumva nu s-a ridicat neapărat la nivelul așteptărilor mele. Asta este. În primul și în primul rând, cred că al meu are o problemă de pompiță, că nu este foarte mult produs. Mai mult stropește așa cât un pic, deși este plin. Dar nu-i nimic, că am găsit soluția, îl desfac, torn un pic pe periuță și îmi fac treaba. Pe dinții spălați deja, trebuie folosit, nu are și rol de pastă de dinți, are doar rol de albire. Poate că și curăță puțin, însă nu are acel rol ca de curățare cum are pasta de dinți normale. Bun. Trebuie lăsat să acționeze 2 minute, timp în care tu trebuie să continui periajul. Recunosc că este destul de greu să, după ce m-am periat deja 5 minute, că atâta este timpul periajului obișnuit de dinți, să mai continui încă 2 cu chestia asta neagră, dar asta este. Se recomandă folosirea lui de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Recunosc că nu am reușit să-l folosesc în fiecare zi de 2 ori. L-am folosit în prima săptămână sau săptămână și un pic. Deja a trecut o lună de când îl folosesc, așa că asta spun. Pot veni cu o părere relativ avizată, nu cu o prima impresie. Da? Deci un review, m-am lămurit de el. Așa, l-am folosit la început de 2 ori pe zi. Aș spune că un pic de efect am văzut, dar, la fel, nu a fost acel efect la care mă gândeam eu. Mă gândeam că o să fie niște dinți, wow, super albi. În schimb, albirea este foarte naturală. Adică vorbim de un alb al dinților natural. Nu e acel alb de... Nu știu dacă ați văzut voi, pe mine mă distrează toate vedetele astea pe care le vezi la televizor, în clipa în care zâmbesc, vin așa niște dinți din aia imaculați care aproape că ți iau ochii. Nu poți să te uiți la nimic altceva pe fața lor, în afară de dinții albiți excesiv. Nu se duce spre acel alb nicicum. Nu am simțit să-mi sensibilizeze dinții, nu am simțit să mă doară. Înăuntru are acele particule de cărbune care sunt așa ca un exfoliant. Cred că ăsta de fapt este un exfoliant pentru dinți. Cumva se simt printre dinți așa destul de neplăcut, până ca un nisip așa se simte, până când te clătești pe după ele. Dar în rest este ok. Nu are gust neplăcut, nu are gust bun, e așa, un pic neutru, atâta că senzația aia de nisip între dinți până când te clătești complet e destul de neplăcută din punctul meu de vedere, dar în rest nu e cine știe ce senzație neplăcută. Spune aici că este florid free, adică nu are flori, și că... îndepărtează placa, adică tartru, și petele. La tartru încă nu mă pot pronunța, pentru că nu mi se pare să îndepărteze placa de tartru. Acum, nici nu poți să te aștepți de la un produs de albire să-ți facă ție de toate. Da, deci nu... Cred că ar fi fost oricum o așteptare nerealistă. Așa, spune că conține și mentă. Nu simt gustul de mentă, dar cum am spus și mai devreme, nu are nici gust neplăcut, e ok. Trebuie să văd la miros.
Da, mirosul e, nu știu, de ujă, gen. Nu știu, cel puțin pentru că eu l-am tot desfăcut să iau de acolo, poate că din cauza asta. Adică mirosul nu e deranjant, doar că se simte. Încerc să-mi dau seama din benzil alcool. Da? E pe la mijlocul listei de ingrediente. Cred că ăla miroase. Pepermintul este penultimul ingredient. Pepermint înseamnă mentă. Deci clar nu avea cum să se simtă mirosul de mentă. Bun, cam atât. Acest produs costă 70 de lei sau în jur de 70 de lei am dat eu pe el cu reducerea de abonament de 3 luni, pentru că am un abonament de 3 luni. Și nu îmi pare rău de achiziție, însă este un produs pe care nu îl voi recumpăra. Efectul de albire, am spus, îmi place că este natural. Nu îmi place, în schimb, că simt așa nisip între dinți până când mă clătesc și că trebuie să periez încă 2 minute peste cele 5 pe care eu le acord periajului normal. Știți, am mai făcut eu un clip despre albirea dinților acasă. Aveam atunci alt sistem și acolo am avut neplăceri sau, mă rog, nu neplăceri, nemulțumiri. Așa că, na, poate că sunt eu nerealistă, având și probleme cu dinții, îmi imaginez că genul acesta de produs, gata, o să-mi dea niște dinți de vedetă. Nu atât de alb ca ai vedetelor, că nu-mi plac, dar, nu știu, cred că în mintea mea e ceva. Un produs pe care îl găsești exclusiv în cutiuțele Peak & Dazzle, am să vă las link-uri în descriere, pentru cei care sunteți interesați. Poate am nimerit eu o pompiță mai aiurea sau poate ar trebui un pic mai multă răbdare, poate este înfundată cu acele particule, nu știu, n-am răbdare, am găsit o soluție cu care să funcționez, asta este. Overall, cred că merită încercat măcar o dată și cam atât, zic eu. Dacă am uitat ceva, nu știu, vă rog să-mi lăsați comentarii cu întrebările voastre în descriere. Încerc să fac review-urile acestea foarte scurte și atunci poate că uit câte ceva să spun. Bun, acesta a fost produsul, aceasta am fost eu astăzi. Îți mulțumesc pentru vizionare, sper că ți-a plăcut, să-mi dai și mie un like, un comment și un subscribe. Dacă nu, dă-mi un like, un comment și un subscribe. Am să las toate link-urile în descriere, cele cu Peak & Dazzle și cum poți să îți faci și tu un abonament și să încerci acest produs. Și până data viitoare, te-am pupat, pa, pa!